Scrierile despre Eminescu, aflate în fondul documentar al Bibliotecii Județene Ion Minunescu, ne amintesc de planul editorial gândit de Antimi Vireanu pe vremea Brâncoveanului, prin care urmărea scoaterea unor cărți de suflet folositoare. Poate că puțin dintre utilizatorii Bibliotecii Județene știu că Biblioteca Județeană are în componență și un fond de carte documentară și că în acest fond de carte documentară există niște valori deosebite. Este vorba de cartea bibliofilă eminesciană. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă cărți editate din opera lui Eminescu, care au niște caracteristici deosebite. Fie că sunt îngrijite de oameni, oamenii importanți, istorici, critici, fie că au un format deosebit, fie că au o hârtie deosebită, fie că prezintă însemne, autografe sau diferite însemnări din partea proprietarilor sau autorilor care le-au deținut. Ele sunt importante și din punct de vedere al anilor de apariție și al editurilor în care au apărut. Sunt cărți apărute în edituri celebre din perioada interbelică. Sunt cărți care au apărut în îngrijirea unor ilustratori de carte celebri. Cartea Eminescu comemorativ nu este un laudatio grandilocvent. Ediția, sensibil ilustrată, arată multă îngrijire față de memoria poetului nostru național. Sunt reunite între coperțile firave evocări ale celor care l-au cunoscut începând cu Maiorescu, poezii în manuscris care și astăzi ne transmit emoția celui care le-a așternut pe hârtie, cu un scris caligrafiat și ordonat, partituri muzicale inspirate din lirica eminesciană devenite melodii populare, imagini ale poetului mai puțin întâlnite. Dimitrie Caracostea, în studiul Arta Cuvântului la Eminescu, deschide o nouă perspectivă de studiere a creației eminesciene și a literaturii în general. Consacrat ca unul dintre cei mai mari eminescologi, academicianul Dimitrie Caracostea s-a născut pe 10 martie 1879 în orașul Slatina, actuala casă ridicată de familia Caracostea în anul 1912, rămâne și astăzi una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș, o bijuterie arhitectonică pusă în valoare de locul de amplasament. Din pridvorul vechii case părintești, Slatina îi părea lui Dimitrie Caracostea un oraș amfiteatru, descris cu farmec și nostalgie în articolul Oltul se întoarce la matcă, publicat peste ani în revista Fundațiilor Regale. Din seria revistelor înregistrate în fondul de carte documentară, semnalăm trei colecții reprezentative. În anul 1915, marele istoric Nicolae Iorga, deopotrivă tipograf și editor în tradiția vechilor noștri cărturari, înființează revista istorică. S-a impus ca o publicație științifică riguroasă, care a urmărit conexarea cercetării istorice românești cu metodele de investigare promovate de marile școli istoriografice ale vremii. Din seria revistelor de cultură menționăm prestigioasele periodice Gândirea și revista Fundațiilor Regale, apărute în perioada interbelică. Ambele au polarizat elitele artei, literaturii, eseisticii, științei, promovând cultura de calitate. În deceniul 4 al secolului 20, noua putere comunistă suprimă politic două reviste apolitice. În întreaga lor existență, periodicile și-au menținut altitudinea culturală, indiferent de orientările teologului, scriitorului, filozofului, politicianului Nichifor Crainic, directorul de la Gândirea, sau de faptul că revista Fundațiilor Regale s-a înființat din inițiativa regelui Carol al II-lea. De la cartea veche trecem la ediții noi ale unor cărți mai vechi și la cartea de actualitate, ce ilustrează tot atâtea fațete ale promovării și plierii cărții la tendințele contemporane. Secția de engleză din cadrul Bibliotecii Județene s-a constituit din donații ca și fondul documentar. Cuprinde aproximativ 15.000 de volume în limba engleză, clasificate în domeniile beletristică, arte, istorie, psihologie, sociologie, medicină, științe, însumând și unele fonduri de mare notorietate. Biblioteca engleză în care ne aflăm s-a constituit din mai multe donații,
al Consiliului Britanic, care a și participat la deschiderea acestei biblioteci britanice. De asemenea, o companie americană, Bull Company, dar și Fundația Outreach din Nottingham, care au fost principalii donatori. De asemenea, un alt donator este profesorul Giuran, care după o viață petrecută la Londra, și-a donat circa 3.000 de cărți englezești bibliotecii județene. Dintre colecțiile mai importante pe care le avem sunt istoria literaturii lumii, practic, începând cu Homer până la Solzeniții, donate de Consiliul Britanic, dar lucrări și despre Shakespeare, despre Eugen Ionescu și integrala pieselor Shakespeare donate de Fundația Outreach din Nottingham, integrala care a apărut la BBC. În drumul metamorfozării cărții spre circuitul online, monumentalele enciclopedii au făcut un pas major, tocmai pentru a spori capacitatea de răspândire și utilizare într-o ecuație financiară extrem de avantajoasă. Enciclopedia Britanica, cea mai consistentă prin volumul informațiilor, selectate din aproape toate ariile de cunoaștere, după 242 de ani nu se mai tipărește, fiind continuată în ediții online. Anul 2010 consemnează ultima ediție tipărită în 32 de volume actualizate. În fondul sălii de lectură al Bibliotecii Județene există penultima ediție tipărită în anul 1993 în 30 de volume, ceea ce adaugă un plus de valoare patrimoniului bibliologic al instituției. În scurta noastră zăbavă asupra cărților din fondul Bibliotecii Județene Ion Minulescu, am dorit să evidențiem perenitatea cărții. Se spune că durează mai mult decât orice produs uman. Are capacitatea de a se reinventa într-un alt format, devenind accesibilă printr-un simplu click, sau de a ne mângâia în clipele de regăsire, răsfoindu-i încet paginile citite și recitite.